Canicula impune restricții de circulație pentru autovehiculele care depășesc 7,5 tone. Măsura a fost instituită din acest sfârșit de săptămână. Cu toate că asfaltul se topește la propriu, tirurile circulă în continuare și ignoră restricțiile impuse de către autorități. Șoferii tirurilor par să nu țină cont de restricțiile impuse de către reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. Temperaturile care ajung la 38-40 de grade Celsius transformă asfaltul într-o masă moale care se modelează sub greutatea autotrenurilor. Tocmai din această cauză s-au impus restricțiile de circulație, numai că nu toți șoferii le respectă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a emis o restricție de circulație pentru autovehiculele care depășesc 7,5 tone încă de sâmbătă. Această restricție de circulație a continuat și astăzi, luni 28 august. Se pare că tirurile circulă în continuare. Noi ne aflăm pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta, Turnul Severin. Tirurile circulă. Acestea trebuiau să fie oprite în parcări, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Această restricție a fost impusă din cauza temperaturilor care au crescut. A fost cod portocaliu de caniculă în județul Mehedinți. Acesta este valabil și astăzi, iar asfaltul se topește la propriu. Astfel de restricții se impun atunci când se emite cod portocaliu de caniculă. Facem precizarea că nu toate autovehicule cu masă peste 7,5 tone se supun acestei restricții. Lista detaliată se găsește pe pagina de internet a Administratorului Drumurilor Naționale, pe www.cnadnr.ro, unde găsiți toate detaliile referitoare la aceste restricții de tonaj. Vreau să mai precizez un aspect foarte important. CNAIR sau DRDP-urile din subordine sau SDN-urile din subordinea DRDP-urilor nu au în atribuții verificarea, oprirea autocamionilor care nu respectă această restricție de tonaj. De respectarea acestor restricții ar trebui să se ocupe poliția rutieră. Agenții de la circulație însă par să fi ignorat această măsură, căci tirurile au circulat liber.